Doamnelor și domnilor, haideți să vedem că cereți foarte mulți. Dacă acea persoană se întoarce, dacă vă iubește, dacă se gândește, dacă se simte bine fără dumneavoastră sau nu. Haideți să vedem, o să fac altfel. Haideți să vedem, uite așa. O să fac, de exemplu, între dumneavoastră și el și între dumneavoastră, deci pentru femei aici, femeile, da? Bărbații, altădată. Dacă între el și ea, dacă el cu dumneavoastră sau el cu ea, asta este ea. Ce este între ei doi și ce este între dumneavoastră și el? Cu cine rămâne el? Se întoarce la dumneavoastră sau rămâne cu cealaltă? Haideți să vedem. Alegeți verde, roz sau mov până amestec eu cărțile, da? Până amestec eu cărțile, dumneavoastră, exact ca și când ați fi aici lângă mine, da? Dumneavoastră, gândiți-vă la pietre care vă atrag atenția, care vă plac. Mov, verde sau roz? Prima dată la piatra verde am să fac. Prima dată piatra verde. Scot pietrele de aici. Pentru că am să le amestec cu totul din nou la fiecare etalare. 2, 4, 6. Hai să scot 7 din astea. Hai să scot și pentru ei. 4, 5, 7. Să vedem. Deci la piatra verde, da? Între dumneavoastră și el. Și între el și ea. Între dumneavoastră și el. Între el și ea. 3. Am să scot. Ok. 2. Și 3. Ok. Prima dată între dumneavoastră și el. Ok. A fost o relație care a început rapid, parcă dumneavoastră a simțit neîncredere sau au fost ceva minciuni, ceva ascuns la mijloc. Din cauza acestor minciuni v-ați despărțit. Se poate ca cineva, un ex, să se fi amestecat în relație ca să vă despărțiți. Și sau a apărut această femeie, uite-o, vulpea, care v-a furat acest bărbat. Foarte multă suferință. Suferiți pentru acest bărbat foarte mult. Ați avut o relație strânsă, o relație foarte bună. Ar fi bine să-i faceți ritualul cu țigara aici. Ritualul cu țigara. Să-l fumați. 7 zile fumați această persoană să se întoarcă. Deci dacă sunteți de acord să vă dau și sfaturi ce ritualuri să faceți în funcție de ce văd, eu vi le dau. Să-mi lăsați comentariu. Între el și ea, haideți să vedem cu ea cum este. Cu ea se simte ca acasă, dar se simte și urmărit. Este geloasă această persoană, îl urmărește. El se simte împărat, dar se simte și rău câteodată. Au și certuri. Ea mai are pe cineva cu care îl înșală pe acest bărbat. Nu este sinceră. Sunt 3 persoane aici la mijloc. Nu vor rămâne împreună. Aici se întoarce la dumneavoastră acest bărbat. Acest bărbat o va prinde pe această femeie cu altcineva. Uite. Și o să se despartă. Se vor despărți. Se vor despărți. Poate fi o persoană din Fecioară, Capricorn sau Taur, sau o persoană din Berbec. Berbec, leu, săgetător. Să știți că vă împăcați. Ei doi, să știți că el știe că ea are pe altcineva sau că se întâlnește sau bănuiește și o să o urmărească și o să o descopere. Și o să primiți mesaje de la el. Toate astea, tot ce se întâmplă e trecător, deci o să se schimbe totul în bine până la urmă. Da? Da, aici, da, se întoarce un ex, da, se întoarce la piatra verde, da, se întoarce. Există dragoste, da. Încă vă mai iubiți. Poate să fie el cu altcineva, dar încă vă mai iubiți.
Să ascultați la toate că poate vi se potrivesc și altele, nu știu. Pentru că eu nu știu ce spun, adică mă înțelegeți ce vreau să zic. Nu știu despre cine ce vorbesc. Vorbesc ce văd, atât. Stai să mi se închidă cutiile astea, că nu-mi plac așa. Ok. Haideți să vedem piatra roz. Piatra roz. Dacă ați ales piatra roz, gândiți-vă la acea persoană, vă rog frumos. Haideți să vedem cei care ați ales piatra roz. Gândiți-vă la persoana pe care o iubiți. Așa. Dacă se întoarce un ex, cu cine rămâne cu el sau cu ea sau cu ea sau cu dumneavoastră? Deci ați văzut la începutul videoului cum și ce. Ok. Haideți să vedem. Una. Două. Trei. Patru. Șase. Șapte. Șapte. Aici trei, o să extrag pentru că așa trebuie. Niciodată pare, dar tot timpul să extrageți impare. Și dumneavoastră, dacă aveți acasă, învățați să nu trageți 2, 4, 6, doar 3, 5, 7. Ok, între dumneavoastră și el. Aici sunt vrăji, să știți. Aici sunt vrăji. V-ați despărțit din cauza vrăjilor, vă iubiți, vă așteptați unul pe celălalt? Nu știu dacă veți mai fi împreună, pentru că sunt vrăji făcute undeva în natură, undeva într-o pădure. Într-o... Multe probleme, obstacole din cauza acestor vrăji, înșelătorie, înșelăciuni, dar poate fi o persoană din rac, rac, scorpion sau pești, berbec, leu, săgetător. Aici văd vrăji, dar vrăji din cauza cărora ați suferit, v-ați despărțit. Dacă se întoarce, se poate să se întoarcă, se poate să se întoarcă. Doar că trebuie să dezlegați vrăji, cred. Cu ea. Această femeie poate fi o persoană din vărsător, gemeni sau de aer. Cine mai e de aer? Vărsător, gemeni. Balanță. Așa, uitați. Na. Acest bărbat le vrea pe amândouă, deci vă vrea pe amândouă, iar place cu amândouă. Poate că vă mai caută din când în când, dar nu are de gând să se despartă de femeia asta. Femeia asta îi stă în soarta lui. Nu se desparte de ea, să știți. Asta nu. Aici nu se desparte, nu se întoarce la dumneavoastră. Parcă stă în destin, parcă sunt căsătoriți ei aici. Văd căsătorie între ei. Să se despartă, să o lase, să stea numai cu dumneavoastră, nu. Nu. Poate că dumneavoastră faceți vrăj pentru asta, să se despartă el, dar nu. Uite, ea are șansă, are soarta aici, alături de el. Are soarta, destinul, dacă e în destin și în soartă, mai greu, să știți. Trebuie magie neagră și aici nu văd magie neagră. Aici văd o magie care nu funcționează sau funcționează în răul dumneavoastră, nu în răul ei. Sau ea vă face sau dumneavoastră ei, știți? Dar face în răul, nu. Aici veți fi cu altcineva, dumneavoastră. Ei doi rămân împreună. Aici veți fi cu alt bărbat sau ați fost cu cineva și v-ați despărțit. Sau sunteți și dumneavoastră căsătorit și ei căsători, ea, el căsătorit. Ambii căsătoriți, atunci veți rămâne amanți? Da. Da. Amanți în secret? Da. Deci dacă vreți să continuați această relație cu el în secret și el să aibă pe altcineva, că sigur femeia asta o să rămână cu ea. Da, dar ca să fie numai cu dumneavoastră și așa, nu. Nu.
Aici pe dumneavoastră vă văd cu mai multe persoane. Vă văd și cu el, dar și cu alte persoane. Cu alt bărbat. Deci nu vă văd doar cu unul aici. Ok. Haideți să vedem piatra MOV. MOV. Aici dacă se întoarce un ex, nu. Se întoarce pentru aventură, dar nu să rămâneți, nu. Ok. La cealaltă, da, se întoarce. La prima, la verde, da. Poate să fie cu căsătorie. La asta, nu. Haideți să vedem piatra MOV. Piatra MOV. Gândiți-vă la persoana despre care vreți să știți. Deci, doamnele, doamnele, pentru femei. Bărbații nu se prea uită. Se mai uită și ei. Nu vreau să-i discriminez, dar... Acum... Puteți să vă uitați și dumneavoastră bărbații, da? Să mă gândesc la cei care ați ales piatra roz. Ok. Haideți să vedem. Extragem aici 7, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7, da? Să-mi dați, vă rog, ce să vă mai fac, ce etalări. Mai clar, mai clar. Și subiecte mai precise, așa, mai... Un subiect, nu 10, că, de exemplu, la ce se gândește sau asta, da, nu știu acum ce va ieși, va ieși. Haideți să vedem. Dacă vreți, o să vă mai fac. Dar nu astăzi. Poate sâmbătă. Ok, cei care ați ales piatra MOV. Vai, aici o despărțire. Dar ce împotrivă sunteți aici? Ce aveți cu această persoană? Vă certați, vă luptați cu el. Cine este rivala? Aveți rivale multe. Bărbatul ăsta are multe femei. Despărțire. Persoană din Berbec, Leu Săgetător sau Gemeni Vărsător Balanță. Să știți că nici sentimente, aici este magie neagră, nici sentimente nu mai sunt aici în această relație. Dacă vă se întoarce să vă mai iubească, nu, 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 nu. Nu se întoarce, nu vă mai iubește, a zburat, a plecat, nu se mai întoarce. Pare rău. Aici nu. Hai să vedem cu ea. Ei, cu ea e altă poveste. Persoanele astea pot fi rac, scorpion sau pești. Nici cu ea nu rămâne. Nu, nu. Deocamdată va rămâne o perioadă, poate să fie de 6 luni până la 6 ani. Până la 6 ani pot rămâne împreună persoanele astea, dar după aceea nu. Nu mai. După aceea se despart. Se despart. Fiecare va fi cu altcineva, el va fi cu altcineva, dumneavoastră cu altcineva, dar dumneavoastră trebuie să aveți grijă pentru că sunteți puțin, nu știu, certăreață, inflexibilă și s-ar putea să rămâneți singură pentru mulți ani sau pentru toată viața. Aici văd un viitor urât. Urât, urât viitorul dumneavoastră dacă nu vă schimbați. O persoană, un bărbat, nu poate fi un câine. Un bărbat are și el voința lui și dorințele lui, da? Dacă vreți câine, luați-vă câine. Dar aici văd o ceartă mare, un scandal mare, dar și poate sunteți inflexibile sau poate nu iubiți această persoană. Nu, oricum, o să vă pierdeți toate sentimentele. Pe parcurs o să uitați de acest bărbat. El cu ea. Se gândește la dumneavoastră? Nu, să știți că nu se gândește la trecut, dar nici la viitor. El nu-și dorește viitor cu această persoană. Poate a plecat în ciudă, în ambiție, în, nu știu,
să scape, să... Dar va fi cu altul această femeie și el cu alta. Sau el vine dintr-o relație. Dar aici să vă împăcați? Nu. Să se întoarcă un ex? Nu. Să se gândească frumos la dumneavoastră? Nu. Se gândește, dar urât. Se gândește la dumneavoastră, dar nu frumos. Nu, nu. Aici cu femeia asta merge în călătorie, vorbește, iasă. Dar o să aibă un necaz cu ea. Ori se despart, ori ceva probleme vor avea. Cam asta este etalarea. Sper să vă placă. Să-mi spuneți dacă v-a plăcut sau ce ați fi vrut să știți mai mult. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.